FCSB a reușit să îi convingă pe cei de la UTA să accepte transferul lui David Miculescu la FCSB. Surse apropiate susțin că părțile au ajuns la un acord, iar fotbalistul va veni la București duminică seara sau luni dimineață. Pentru Miculescu urmează vizita medicală, în fapt o formalitate, și apoi semnarea contractului cu gruparea roșalbastră, evident în prezența impresarului său, Cătălin Sărmășan. Din informațiile noastre, Gigi Becali nu va achita clauza de reziliere, așa cum susținea sâmbătă, ci o sumă de aproximativ 1,2 milioane de euro. Aici informațiile sunt destul de neclare, fiind două variante, inclusiv cea de 1,7 milioane de euro. În zilele următoare, cel mai probabil, chiar latifundiarul din Pipera va lămuri definitiv acest subiect. David Miculescu a fost titular în eșecul suferit de UTA pe terenul celor de la FC Voluntari, scor 0-3, și a fost înlocuit cu Steaua în minutul 75. Fotbalistul s-a întors cu echipa la Arad și nu a mers atunci la București pentru a semna contractul cu FCSB. David Miculescu ar putea fi titular în dubla cu Streda din Conference League. Dacă transferul va fi înregistrat la FRF în următoarele ore, David Miculescu ar putea fi introdus și pe lista pentru dubla din turul 3 preliminar al Conference League cu Streda. FCSB are nevoie urgentă de Miculescu pentru a-l înlocui pe postul de aripă dreaptă pe Andrei Cordea, jucător care a fost eliminat în turul 2 preliminar din Conference League cu Saburtalo, scor 2-4. 1,2 milioane de euro este cota lui David Miculescu conform transfermarket.com. Două goluri în 3 meciuri în acest sezon din Superliga a reușit David Miculescu pentru UTA.